Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la clipul special pentru 1 milion de abonați. Acesta este clipul pe care mulți dintre voi mi l-ați cerut. Vreau să vă zic doar atât. Dați-mi un follow pe Instagram la Marius Bogdan, urmăriți-mă acolo, țineți-mi pumnii. Apăsați butonul de like să strângem la clipul ăsta special 100.000 de like-uri, suntem 1 milion, putem să facem asta. De obicei la un clip de-al meu strângem 50-60.000 de like-uri, putem strânge și 100.000. Am emoții foarte mari, sper să iasă totul perfect. Este un sal profesionist cu oameni care fac asta, cu instructori care se ocupă cu așa ceva, nu este nimic de capul meu sau așa. Nu pot să sar singur, poate unii dintre voi o să ziceți, de ce n-ai sări singur, nu am cum să fac asta, îmi trebuiesc niște ore din câte știu eu, mai multe proceduri ca să pot să ajung să sar singur și oricum trebuie să treci prin multe chestii ca să poți să faci un salt singur. Așa că am emoții foarte mari, ne vedem acolo. Nu știu ce faceți voi, dar eu sunt aici la laptop pentru că am pus clip acum dimineață, clipul cu cele mai grele tricuri cu mingea de ping-pong și dau aici inimioare, răspund la comentarii, dar în același timp să văd aici abonații, mamă! Uitați-vă aici, mai avem nevoie de foarte, foarte puțin, mai puțin de 1 milion de abonați, mamă, de am luat-o razna, mai puțin de 1000 de abonați și facem 1 milion! Vedeți, sunt aici, dau inimioare, bineînțeles, și acum, bam, 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 inimioare și ne uităm aici la abonați, mai dăm puțin în jos, dăm inimioare, ne mai uităm aici la abonați. N-am avut în viața mea emoții, din astea nu mai pot, deci, am ceva aici, așa, nu știu, parcă nu pot să respir, sunt bucuros, sunt fericit. Și a comandat fratele vostru ceva de mâncare, bineînțeles, ceva așa românește ca la țară, pentru că asta îmi place mie. Uitați aici ce am, avem aici o ciorbă de fasole, avem și ceapa și bineînțeles tortul ăsta galben aici, mămăliga. Și așteptăm aici să facem 1 milion, încă puțin și facem 1 milion, încă 500, încă puțin, încă 40 de abonați. Mamă, bă, deci nici n-aveți idee ce emoții am, jur, nu știu cum să vă explic, dacă aș putea să vă transmit și vouă ce simt eu, mamă, ce bucurie. Mamă, când am început vlogul ăsta, nu m-am gândit niciodată, vă jur, că o să ajung până aici, dar împreună, eu și cu voi, am reușit să facem asta, ceea ce se întâmplă astăzi aici. Și când am crezut că ajung la 1 milion, când am ajuns pe la 500.000. Că am ajuns la jumătate și am zis, bă, dacă am făcut jumătate, sigur, n-am cum să mă fac și altă jumătate. Deci, orice vreți să faceți, țineți-vă de treabă acolo, orice ar fi, urmăriți-vă visul, că o să reușiți dacă munciți și sunteți serioși pe treaba voastră. Bă, nu ce, îmi tremură mâna că ești prost. Nu cred! Nu știu ce să zic, jur, bă, nu știu cum să vă transmit ce simt eu acum, bă, vă iubesc din tot sufletul meu, fraților, și vă respect și vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare coment, pentru fiecare share, bă, pentru orice, mă, și pentru aia care mă înjurau, mă, le mulțumesc, bă, tuturor, mă, tuturor. Poate pentru unii nu e o realizare, dar pentru mine asta este o realizare și am depus multă muncă, ore. Nu vreau să mai zic, nu mai are rost, nu mai are niciun rost să mai zic acum, nu mă plâng, nu nimic, am făcut tot cu plăcere, fac cu plăcere, o fac că vreau, nu mă obligă nimeni, e... Fai, nu pot să-mi iau ochii de aici, mă crezi? Că nu pot să-mi iau ochii de aici, să văd, nu... Ne vedem mâine cu clipul special, sper, nici nu mai știu să mai vorbesc, sper să fie totul ok mâine, să nu pățesc nimic. Mulți dintre voi mi-ați spus să fac asta de, nu știu, de la 500-600.000 de abonați, m-am tot gândit dacă să fac asta, sincer, mie mi-este foarte frică de înălțime, adică dacă mă urc, nu știu, pe un bloc sau de la un balcon dacă mă uit, deja, fai, rău, mă ia senzația aia. Și mulți mi-au zis, băi Bogdan, tu ai făcut multe tâmpenii pe canalul ăsta, multe chestii, ai mâncat vierme, ai făcut o grămadă de, trebuie să faci și chestia asta, adică poți să o faci și pe asta. N-am zburat niciodată cu avionul și n-am făcut niciodată chestia asta și nu faci asta în fiecare zi, să sari cu parașuta. O să mă cac pe mine, acum ce să mai, o să-mi fie frică, dar împreună reușim să facem și asta. Pregătit, gata, se vede? Frumos, costumat, tot.
văzut ce trebuie. Mi-a făcut așa un mic instructaj ce trebuie să fac. Și acum 100.000 de like-uri acolo în forță. N-am făcut niciodată asta, mă, ce emoție am. Oh, no. Bă, sper să aterizez cu bine și să pot să mai fac clipuri pe canal, zic, da? Așa că țineți-mi pumne acolo. Salut! Salut! Bine ai venit la TNT Brothers! Bine v-am găsit! Te-ai echipat deja? Da, sunt gata, am pregătit. Am puține emoții, dar e ok. Ți-ai explicat, Andreea, ce avem de făcut la saltul ăsta? Da, pare complicat? Nu! Nu, pentru că am bază în voi și... Ok. Din emoțiile mele s-au dus așa, prin asta. Cum ai ajuns la TNT Brothers? Cum ne-ai găsit? Sincer, știam mai de mult de voi, plănuiam să fac asta, n-am avut curaj, am făcut 1.000.000 de urmăritori pe YouTube. Așa. Și oamenii care mă urmăresc mi-au zis că ar fi bine să sărbătorim printr-un salt. Și am zis, ok, ăsta e momentul să sărbătorim, sărbătorim cum vreți voi. Bine, ce să zic, la mai mulți urmăritori atunci. Mulțumesc mult. Distracție plăcută? Mulțumesc. Ne vedem la 4.000. S-au filmat persoana aici. Doamne, nu cred. Mamă, nu cred că am făcut asta. Nu prea aud acum, am urechile înfundate rău de tot. Doamne, ce senzație. Doamne, vă mulțumesc mult, mult, mult de tot. Cool, deci n-am cuvinte, nu-mi vine să cred că am făcut asta. Nu știu cum să vă explic ce am trăit. Nu știu dacă pot să explic decât dacă experimentați să faceți asta. E, nu știu, o senzație. Căderea liberă, cum ți-a părut? Doamne, deci când m-am văzut acolo pe avion și am văzut că, sincer, îmi țin aerul, dar am ținut cont de ce mi-a zis să pun mâna, în caz de nu pot să respir, dar a fost ok, e o senzație, nu știu să vă, dacă aș putea să vă explic,
aș explica, dar nu am cum. E fai. Merită, merită 100%. Merită. Bravo, felicitări. Mulțumesc mult, mult, mult de tot. Te mai așteptăm la TNT, Brados. Mare plăcere. E ce grăbit e. A, văd că poți mai merge, de ce bine. Nu credeam că o să fiu vreodată așa bucuros încât să pot să merg iar pe pământ. Doamne, frate. Am făcut-o și pe asta, am reușit să fac și asta. Sper să apreciați, să apăsați butonul de like acolo, să facem 100.000 de like-uri. A fost o experiență, sincer, dacă nu ziceați voi, nu făceam asta, de bună voie nu mă duceam. Dar am făcut-o și pentru mine și pentru voi, a fost momentul potrivit. Fai, ce experiență, frate. Sper că, nu știu, sper să vă placă, sper să apreciați. Urmăriți-mă pe Instagram la Marius Bogdan, dați-mi acolo un mare, mare follow. Vă mulțumesc pentru cei 1.000.000 de abonați din tot sufletul meu. Datorită vouă am reușit să fac și asta, mi-am îndeplinit și un vis. Nu știu ce să mai zic, încă am senzația aia. Ăsta a fost clipul cu voi astăzi, a fost Bogdan, iar noi să ne revedem, bineînțeles, la următorul video. Pa!